Invitata de astăzi a emisiunii Tradiții își trage povestea de cântec din Bucovina. S-a integrat de mică foarte bine în lumea satului cu toate cele ce erau de făcut, petrecându-și anii copilăriei și ai adolescenței muncind. Tata a învățat-o să se hrănească din munca ei, nu din a altuia, pentru că astfel va ști să prețuiască adevărata valoare a lucrurilor. Spune că nimic nu este întâmplător în viață și că Dumnezeu a avut grijă să-i scoată în cale oameni de la care a trebuit să învețe. Succesul, în viziunea Margaretei Clipa, are un preț. În spatele unui zâmbet există multe zbateri, poate și multe lacrimi, pe care ți le spui ție și trebuie să le știi doar tu. Pentru că lumea nu are nevoie de așa ceva. Spectatorii vor să te vadă frumoasă, zâmbitoare, să-ți înțeleagă mesajul, să fii întotdeauna proaspătă și să aduci ceva nou. N-a devenit artistă peste noapte și a clădit traiectoria muzicală pas cu pas, parcurgând etapele festivalurilor de folclor, trecând examenul comisiilor de specialitate, care erau foarte dure altădată, și a reușit să promoveze fiecare treaptă, fiind atentă la înaintașii ei, dar în același timp formându-și la îndemnul maestrului George Sârbu stilul său de apariție pe scenă, de ținută și interpretare. Cine vrea să o cunoască pe Margareta Clipa, să-i asculte când cele, pentru că o mare parte dintre ele sunt autobiografice. În ele și-a pus anii, trăirile, emoțiile, lacrimile, regretele și toate stările firești pe care le poate acumula de-a lungul vieții fiecare om. Am trecut lumii prin tine și-am trăit și rău și ghini. De-am avut din am avut mă. Și la lumii am cântat, și la lumii am cântat. Am îmblat în lung și lat, măi, supărării nu m-am dat. Supărării nu m-am dat, măi. Doamna Margareta Clipa, vă spun bine ați revenit în Basarabia. Vă mulțumesc pentru că, iată, le prilejuim telespectatorilor noștri întâlnirea cu o mare doamnă a cântecului bucovinean și nu întâmplător, pentru că Margareta Clipa este prima interpretă care a realizat înregistrări în studiourile din Basarabia. Când se întâmpla, vom afla pe parcursul emisiunii. Da. Bine ați venit! Bine v-am găsit, dragi basarabeni! Sunt încântată. În anul 1992 am cântat pentru prima dată la Palatul Național împreună cu Orchestra Mugurel și Ioan Dascăl, cu mari emoții, deși veneam din America și mi-era atât de drag și atât de dor să cânt pe scenă după un an de zile. Am participat la festivalul Mărțișor și imediat după spectacol s-a legat o prietenie frumoasă între mine, Orchestra Mugurel și dirijorul Ion Dascăl. Am realizat împreună cu Ion Dascăl și Orchestra Mugurel 3 compact discuri. Am destule cântece care se cântă și care le cânt nu numai eu, dar
sunt preluate de către tinerii interpreți și lucrul ăsta mă bucură, pentru că înseamnă că am făcut un lucru bun. Le place. Că-mi-i drag să cânt să joc, mai cu catrințe și cojoc. Că-mi-i drag să cânt să joc. Azi aici mâni în Focșani, poi mâni la Botoșani. Măi, azi aici mâni în Focșani, poi mâni la Botoșani. Hai, hai! Colin țara în lung și-n lat, șai de ridam, tam, tere, dere, dai. Da, pintr-un chid de s-a rutat, șai de ridam, tam, tere, dere, da. Colin țara în lung și-n lat, șai de ridam, tam, tere, dere, dai. Dam tam tiri diri da, șoșniu vine ca lean pași. Cum pentru și n-o fași. Dacă am pornit firul poveștii din acel 1992, când ați venit prima dată la Chișinău, să ne oprim aici, să zic un pic, să zăbovim în această stație, să vă amintiți despre acele emoții trăite atunci. Am avut o revelație și am să spun și de ce. Publicul ca în Basarabia nu găsești mai nicăieri săl pline și arhipline, cunoscători de interpreți și de cântece adevărate, care respectă valoarea, respectă costumul popular și limba neamului nostru. Pentru mine a fost minunat că i-am cunoscut pe basarabeni acasă. Sincer vă spun, am cunoscut succesul pe deplin. Am realizat înregistrări pentru prima dată dintre cântăreții din Bucovina, exact, cu orchestre din Basarabia, deși am fost criticat, povestit. De ce? De ce? Veșnica problemă a vorbelor. Când faci un lucru bun, trebuie să fii invidiat. Dar eu mai am o vorbă și o spun așa. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu invidiată. Că de cât a zis și lumea, vai săraca, mai bine, bine să zică, ei, tată dragule. Hei, hai, cum se fac să vă plac? Zici și lumea că-s frumoasă și o leacă că-s dracoasă. Și ce vreau așa ea fac și din gură n-am să tac. Zici și lumea că-s frumoasă și o leacă că-s dracoasă. Și ce vreau așa ea fac și din gură n-am să tac. Și-am să spun să știe tăți, cu mine nu vă puneți. Și mai spun să vă nerați, ce-am în cap n-o să aflați. Și mai spun să vă nerați, ce-am în cap n-o să aflați. Hei, hai, cum se fac să vă plac? Deși lumea, dar nu-mi pasă, că din șire ăstaioasă. Și eu ca așa neghine, cum stă în cale orșășine. Zici lumea, dar nu-mi pasă, că din șirigă staioasă. Lasă și eu ca așa neghine, cum stă în cale orșășine. Nici al hât, nici al frumos, nici al și la mânios. Nici al și cu gurare, când n-o întrece pia mea. Nici al și cu gurare, măi, când n-o întrece pia mea, măi. Eu sunt o ambițioasă. Am dorit ca din tot ceea ce am adunat în traista mea de cântece să le scot la lumină. Tot ce am făcut eu, n-am făcut de una singură. Totdeauna am avut un ghidaj pe maestru George Sârbu. Eu am cântat cu cea mai mare cântăreață din Bucovina și eu aș numi-o și pentru toată țara. Este vorba de Sofie Borfeanca, care nu trebuia să spună nimic și nici n-avea când să ne spună, trebuia doar să o urmărim și să vedem verticalitatea și curățenia, atât la chip cât și la suflet. Am avut modele și le avem în continuare. Eu, generația mea, le respectă. O vedea ce ori face tinere cu noi. Ați avut modele și ați știut să le urmăriți dintr-o parte și să furați care... ce a fost nu știu dacă de chiar furat, am furat la momentul potrivit. Nu știu dacă chiar am furat. Fiecare vine cu personalitatea lui, cu chipul lui, cu cântecul lui, cu glasul lui, cu costumul lui, din zona din care provine și mai ales cu cei 7 ani de acasă. Că mi-a plăcut undeva, te scria, îți trebuie 2 ani să înveți să vorbești și 60 să taci.
Tu, dacă ai venit, n-ai venit întâmplător. Dumnezeu ți-a dat o misiune, dacă ești conștient, să o dezvolți. Știi că vorba populară spune, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Ei, degeaba ai talent dacă nu muncești, dacă nu ești disciplinat, dacă nu mulțumești celor care lucrează cu tine, că nu faci nimic de unul singur. Exact. Nu ai cum. Totul este muncă în echipă. În echipă. Pentru că fiecare în parte dintre membrii orchestrei are o valoare. Sunt ani de muncă. Îți trebuie în permanență o exersare. Și la noi e același lucru. Numai că această exersare nu o facem împreună. Trebuie să o faci singur. Trebuie să cauți. De exemplu, acum când am venit, am spus, Doamne, ce fericită sunt și chiar cu adevărat sunt fericită întâlnirea cu tine, pentru că știi că te prețuiesc foarte mult. Tu faci lucruri minunate. Tu ai o mare misiune de a promova în fața publicului tot ceea ce este valoros. Și ai reușit să faci lucrul și reușești să faci lucrul ăsta. Pentru că tot redactorii formează gustul publicului, o mare responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Dacă pe noi ne-a dat Dumnezeu cu glas și trebuie să ducem mai departe cântecul popular, pe tine te-a dat Dumnezeu să ne descoperi și să cauți în noi, să scormonești în noi ceea ce trebuie să afle lumea, pentru că vor fi tineri care vor dori să cânte, vor dori să îmbrățișeze această profesie și nu meserie, e o profesie, și să o facă cu demnitate. Nu știu, mamă, ce-am făcut, măi, și oare unde am greșit, măi, și-am făcut și și-am străcat, măi, peste noroc n-am dat, măi. L-am catat și zi și noapte, dor și iar dor, și de el n-am avut parte, dor și iar dor. Aș fi, frate, cu norocul, acasă ne-aș găsi locul. Dar norocul nu-i la mine, nici n-a fost și nici n-a vine. Una vrei și alta-ți dă, dor și iar dor. Și te mulți anești așa, dor și iar dor. Prin intermediul dumneavoastră, astăzi vom face un popas în Bucovina. Această Bucovina pe care ați purtat-o oriunde ați fost în lume și acest stil muzical de care nu v-ați lăsat și pe care l-ați promovat toată viața. Cum este acea Bucovina a Margaretei Clipa? Provin dintr-o familie cu 5 copii. Am participat împreună cu părinții mei la tot ce a însemnat muncă acasă și la câmp, dar și la evenimentele din sat, respectiv nunți, plăci. M-am integrat în lumea satului și poate că m-am și confundat cu lumea de acolo. Nu mi-am închipuit niciodată că o să ajung chiar cu adevărat să cânt, pentru că am avut două pasiuni. A fost sportul și cântecul popular. Elevă fiind la liceu, am cochetat cu cântecul popular, cu o orchestră de amatori, Orchestra Brădulețu de la Rădăuț, dirijată de Mircea Băncescu. Acolo am învățat ritmul. Acolo am învățat să ascult foarte bine orchestra, să fiu foarte atentă. Ne parcurgând o școală de muzică, pentru că așa au fost vremurile, nu că n-aș fi vrut eu, așa au fost vremurile și posibilitățile părinților mei. Am învățat totul din mers. Și nimic nu este întâmplător, că dacă e de la Dumnezeu să fie, păi este. Mi-a trimis Dumnezeu lumea pe care trebuia să o cunosc și de la care o trebuie să învăț. Am participat la tot ce ținea de sat, și baluri, și chermeze, și cumetrii, și nunți. Am avut de unde să învăț. Am participat împreună cu Orchestra Brădulețu, dar fiind elevă la liceu, la, cum era înainte, Cântarea României. Și
Și acolo m-au descoperit și tot acolo mi-au propus să mă îndrept, să-mi îndrept pașii către Orchestra Ciprian Porumbescu din Suceava. Am făcut-o la 18 ani după ce am terminat, pentru că la festivalurile la care am participat am fost remarcată de către inspectorul școlar și tot el m-a recomandat maestrului George Sârbu. Și de aici a pornit viața cântecului popular, dar în calitate de interpret de muzică populară într-o orchestră profesionistă. Și de atunci, din 1978 și până anul trecut, am... Ați fost angajată. Acum sunt tânără pensionară. La apus de mândru soare, îți scriu mama mea scrisoare. S-a trimat cu chinu șamar pe o frunză de stejar. În bataia vântului este apa vrutului. De vite mamu că gine, că scrisoarea nu mai vine. Să știi că mamă logodit tu să revenim cu siguranță la Orchestra Ciprian Porumbescu, pentru că este a doua dumneavoastră familie, așa cum vă place să spuneți, pentru că acolo ați crescut. Dar vreau să revin totuși la familia dumneavoastră de acasă. Pentru că, pregătindu-mă de această emisiune, am ascultat toată arhiva pieselor Margaretei Clipa astăzi. Am găsit un cântec care spune așa: când pe lume am venit, numai Dumnezeu m-a vrut. Da. N-am fost voia la părinți, că erau prea necăjiți. 5 copii creșteau cu greu, nu le trebuiam și eu. N-ați fost un copil dorit. Da. Și o să vă rog să ne povestiți acest moment din viața dumneavoastră. N-am fost un copil dorit pentru că pe vremuri nu știa lumea așa multe secrete încât să femeile să nu facă atâția copii. Părinții mei fiind tineri și îndrăgostiți unul de altul, noi am apărut la 2 ani, tot la 2 ani. Ar fi trebuit să fiu a 6-a naștere, pentru că doi din două naștere, două fete au murit. Și mama, sătulă de spalat pe linși, făcut mâncare, câmp, grijile de acasă, animale, făcea de două ori în cuptor, miercurea și sâmbăta. Și tăia pui, și tăia găini, și tăia miei, și plângeam după miei pentru că eu îi creșteam, eu umblam cu ei și mă legam de animale. Eu iubesc mult animalele. De mic am fost o fire lipicioasă, vorbăreață și lipicioasă și cumva eram preferata lui tata. Cumva i-o reproșa lui mama că ce atâta, că doar ei fata mea. Când n-ai vrut să o faci. De ce? Pentru că s-a adresat unei moașe, a trecut un deal, s-a dus vreo 5 km pe jos. Ar fi vrut să fac o întrerupere de sarcină. Numai că moașa respectivă nu a fost de găsit și cineva i-a dat doar niște medicamente care nu și-au avut niciun efect. Probabil că a fost așa numai ca să o păcălească. Am avut o soră, Viorica o chema,
blondă cu ochii albaștri, păr glionțat. Și din poveștile părinților mei spun că ea m-a legănat. Și nani, Iorica a murit în brațele mamei la 2 ani și jumătate de vierm, de lambria. A fost sufocată în brațele mamei. Și de atunci țin eu minte că copii fiind, ne dădea zahăr cubic și era înainte gaz, naft. De fiecare dată aveam zahărul cubic pe masă cu gazul lampant. De ce? Pentru că a murit sora mea datorită limbricilor. Nu erau atâtea medicamente și nu eram atâția. Eram mulți copii și în sat o moașă. Doamne Sfinte, ne mai iartă-mă. Clipa este numele tatălui? Da, este numele tatălui. Așa. A fost mândru, bineînțeles că am cântat. Păcat că prea puțin m-a văzut cântând. Dar poate de acolo, de sus, vede tot și mă urmărește și mă și susține. Dacă ar fi să-i faceți portretul părinților dumneavoastră, cum i-ați descrie? Tatăl meu a murit în urma unui accident tragic. Și atunci eu, de fiecare dată, în fiecare săptămână, arde lumânare acolo. Pentru că am murit fără lumânare. Eu-i semnul lui. Un bărbat foarte discret, curat și pedant, muncitor și care știa să țină un secret. Mama cu toate treburile de acasă, că în general toate problemele se sparg în cap unei femei și mai ales că nu ajuta nimeni nici la spălat, nici la călcat, nici care călcat. Eu când eram mică îmi călcam cu fierul ăla care acum sunt în muzee, cu jarul din sobă și călcam. Parcă multe rufe aveam, dar câte le aveam? A, așa era, am prins tot ce se putea prinde din toate activitățile de la țară. Fie ele ce țin de femei în primul rând, dar și cu tata lucrurile care trebuia să le facem noi în echipă. Deci n-ați fost scutită de lucruri. N-am fost scutită nici prin o gradă și prin... Nici de frații mei, că fiind mai mică, du-ți tu. Am mai pune pe cei mai mari, nu, dar du-te tu. Da, dar cu dacă te-o pus pe tine, de ce să mă duc eu? Du-te tu. Am parcurs a copilăriei și adolescenței cu treaba de acasă și o știu o face și nu mă tem de muncă și de muncă. Stai joc și la stai nu te coala și lume multă, coala și lume multă, e ca așa, așa, așa. Asta-i nunu, asta-i nuna, și nunta și unu și una, și nunta și unu și una, e ca așa, așa, așa. Oameni mândri veseloși, pe scânșeană parcaleș, pe scânșeană parcaleș, e ca așa, așa, așa. Oameni mândri veseloși, pe scânșeană parcaleș, pe scânșeană parcaleș, e ca așa, așa, așa. Hai, hai, pe scânșeană șocatari, că avem mare sărbătoare. Nunta și nu stau pe loc și să prind cu tăți în joc, și să prind cu tăți în joc, ia ca așa, așa, așa. Că s-o amin dintr-o bucată, îi mai beau, dar nu se-mi bată, îi mai beau, dar nu se-mi bată, ia ca așa, așa, așa. Că sunt oameni cu masură și le place și voia bună, și le place și voia bună, ia ca așa, așa, așa. Că sunt oameni cu masură și le place și voia bună, și le place și voia bună, ia ca așa, așa, așa. Hai, hai, așa eu am să le cânt, măi, când e rele m-a tocmit. Orele de altă dată, cum erau? N-aveai voie să mergi la joc dacă nu știai să dansezi? Da. Păi nu erau discoteci, erau
așa zise baluri care se făceau în interior, în cămin, și chermezele se făceau afară. Dar e clar că trebuia să știi să joci, că altfel n-aveai niciun succes la băieți. Băieții ocheau fetele care știau să joace bine, pentru că un băiat ține fata și dacă nu-i ușoară, nu poți să o joci. Spune! Părinții au fost de acord să faceți muzică? Eu când am spus lui tata să știi că eu sunt angajată, nu pot să te cred. Sau când am obținut garsonieră și era goală. Hai, vino să vezi că am casă. Și bineînțeles că l-am vrăjit pe tata. Ne-am dus noi la un magazin de mobilă. Cam asta mi-ar trebui, cam asta mi-ar trebui, cam asta. Da, el zice, da, bine, hai, cumpărăm, cumpărăm. Da, dar eu îți dau numai pentru prima rată. Îți faci rată, îți plătesc prima rată cât e de plătit aici la magazin și după aceea tu îți plătești singură. Că dacă eu ți-o plătesc toată, peste un an, doi, să te plictisești de ea, nu o să-ți mai placă și o să o vinzi. Dar dacă tu ai să simți că o cumperi, ai să o cruți. Să știi că e munca ta. Între timp am început să cânt la nunți și a fost mai ușor. Am plătit rata. Poate tata a vrut să vă și responsabilizeze prin acest... M-a învățat să muncesc, să fie munca mea așa, nu altuia, că atunci știi să o prețuiești și să o cruți. Vă spuneați de când erați copilă că o să fiți artistă? Îmi doream lucrul ăsta, dar astea erau niște idealuri, poate greu de atins să... de un copil de la țară care nu era împins, sprijinit. Eu când am pornit de acasă, am pornit singură. Singură am intrat în această lume a cântecului popular, crudă, cruduță, ca să spun la modul neexperimentată. Dar am avut bucuria să întâlnesc un colectiv foarte bun de la care am avut ce să învăț, m-am integrat foarte bine și aș spune acea generație de aur de la care nu se putea să nu ai ce să înveți. Disciplină în primul rând. Și respect pentru generația dinainte. Ceea ce ne lipsește astăzi, din păcate. Ce să facem dacă ne amestecăm cu toții și lor li se pare că sunt la același nivel, poate la de înălțime, dar nu și de valoare. Pentru că valoarea ați câștigat-o în timp. Prin multă muncă. Nimic nu se obține fără prin multă muncă. Nimic nu se obține fără muncă. Și fără lacrimi uneori. Și pentru că ați zis de lacrimi, o să citesc aici un... fragment pe care îmi spunea Mărioara Murărescu despre Margareta Clipa. A luptat, a zâmbit, a plâns, dar a mers mai departe, întotdeauna. A mers frumos, a fost statornică și hotărâtă. Iată, nu în zadar citesc acest fragment, pentru că sunt calități care v-au promovat și v-au făcut să ajungeți cine sunteți astăzi. N-a prea făcut concesii, deși îi este drag succesul.
Am avut atât de mult de pierdut datorită verticalității mele, datorită faptului că pentru mine nu a fost nu și da, a fost da. Cu adevărat, n-am făcut concesii și asta a scris-o cu foarte mult timp în urmă, fie iertată. Am avut de pierdut mult, dar n-am regretat că în fața lui Dumnezeu sunt demnă. Eu, chiar dacă am pierdut, îmi pare rău. Pe de altă parte, am câștigat. Lumea la care eu mă adresez cu cântecul mă cunoaște și poate că iubește felul meu de a fi și verticalitatea. Succesul are un preț. În spatele unui zâmbet poți să știi că există multe zbateri și poate și multe lacrimi pe care ți le spui ție. Și trebuie să le știi doar tu. Lumea nu are nevoie de așa ceva. Când lumea vine la un spectacol, vrea să te vadă frumoasă, zâmbitoare, să înțeleagă mesajul, să fii întotdeauna proaspătă și să aduci nou. Cine am fi noi dacă n-am venit cu lucruri noi, cu lucruri izvorâte din sufletul nostru? Cine am fi noi dacă acești oameni nu ne-ar prețui și n-ar veni pentru noi la spectacol? Poate și ei la rândul lor au cântat cândva sau și-au dorit să cânte și pot fi buni spectatori, înțeleg mesajul nostru. Poate unii au cântat, dar n-au avut șansa de a merge mai departe, pentru că trebuie să ai tărie, trebuie să știi să-ți stăpânești emoțiile, trebuie să știi să te dăruiești în totalitate. Cuvântul la un cântăreț este foarte important. Eu am făcut cât am putut, că de asta spun că sunt acum tânără pensionară, ce putea să fac de aici încolo, ce-a vrea Dumnezeu. Eu n-am fost atât de îndrăzneață, deși sunt o ambițioasă. Eu când am avut ceva de spus, am ieșit la public și am spus. Am cântat, am spus, prin cântec. Într-un sat cu o vale adâncă, o maicuță n-a cajetă. Și menirea noastră este să cântăm și să ducem mai departe filonul cântecului și a tradițiilor noastre populare. Că de astea suntem români. Că timp de 150 de ani, cât Bucovina a fost sub ocupația austro-ungară, au încercat să ne schimbe limba, credința, dar n-au reușit. Ne-am încăpățânat și am rămas cu aceeași limbă, cu aceleași tradiții și ortodoxi. Ne-am dus mai departe ca nație, ca neam, prin obiceiuri și tradiții populare. Datorită predecesorilor noștri și este și datoria noastră să continuăm. Normal că ei au făcut-o au când luptat. Au luptat 150 de ani cu mai nimic. Noi acum avem de toate. De asta spuneam că datorită dumneavoastră, celor care știți să puneți preț pe valoare, se mai păstrează tradiția și ceea ce este al nostru românesc, cuvântul, graiul, portul, cântecul. Cât suntem pe pământ și putem să le dăm un sfat, un cuvânt bun, înseamnă că au de unde să înveți. Și-ar mai be, Gheorghe, chiar mai be, n-are bani de un sâie, Gheorghe. Și-ar mai
țineau din mână, măi, măi. Am punguța-i goale, mândrilii îl țin pe afară, măi, măi. Nopțele de lungi, la șepti mândri te duci, Gheorghe. Câte-s nopțele de lungi, la șepti mândri te duci, Gheorghe. Da, la mine cali n-ai, nici să vii și nici să stai, Gheorghe. Nu știu la ce te gândești, că mai bună nu găsești, Gheorghe. Până ieri mă drăgoste, azi mă vedi și mai re, Gheorghe. Până ieri mă drăgoste, azi mă vedi și mai re, Gheorghe. Până ieri mă săruta, astăzi parcă m-ar șerta, Gheorghe. Mă sărută și mă e, fă-mă bună dacă-s re, Gheorghe. Vă amintiți prima evoluare în scenă cu orchestra Ciprian Porumbescu? Da. Ai să râzi, a fost pe 13 mai 1978 în localitatea, într-o localitate de lângă Suceava, la Stroiești. Pentru mine a fost atât de ușor și entuziasmant, pentru că deja aveam o susținere puternică. Nu m-am gândit unde sunt, ce fac, față de etapele pe care le-am parcurs până ajunge la ansamblu Ciprian Porumbescu, cântând cu mai puțin muzicanți, și aici era o forță, te responsabiliza. Cu toate că eu am luat-o foarte ușor așa. La început? Ai voie să și greșești pe locuri, dar să și înveți din greșelile tale. Ați învățat din greșelile dumneavoastră? Am învățat mai mult de la maestru George Sârbu. El are așa o căldură și o exprimare liniștită. Ar fi bine să faci cu tare. Da, maestre, nu se vă ascult. Așa o să fac. L-am ascultat cu sfințenii, pentru că aveai și pe cine să asculți. Ce sfat ți-a dat? Să fiu ordonată, să fiu corectă, să vin la timpul la servici, să nu întârzi în scenă, să stau cât trebuie în scenă, nu mai mult, să nu stau... Este și aici un secret. Da, atât cât simt publicul că te aplaudă. Mai mult, nu. Știi că atunci când îi dai o bomboană la o acadică la copil și îi dai doar una. Nu e de aici a doua, pentru că se satură și nu o să mai vrea, o să vrea altceva. Dacă nu s-a săturat, înseamnă că e bună. Nu ca să-l supra-saturezi. L-ai supra-saturat, ai trecut peste aplauzele lor, înseamnă că el nu te mai dorește. Se învață și acest traseu din culise până la microfon? Nu. Eu când intru în scenă, am nevoie de o pregătire, dacă la început nu știam, o pregătire psihică. Atunci eu nu vreau să vorbesc cu nimeni, să nu mă întrebe nimeni nimic, pentru că am a mele gânduri. Deja intru într-o anumită stare pe care cei din jur nu ți-o înțeleg și te interpretează greșit, știi? Ia uite-și pe asta, nu vrea să stai de vorbă, să o ajung, să-i mare vedetă. Nu e adevărat. Deci nu asta este, pentru că eu nu vreau să acord atenție decât momentului, pregătirea de a intra în scenă. E o pregătire, cu o oră, cu două, în ziua respectivă. Ai nevoie de o pregătire interioară, ca tu să te poți dărui în totalitate, că publicul oricum te simte. Nu poți să ieși așa, fluierând la întâmplare, că am venit și noi. Nu. După ce ai cântat, după ce ai ieșit din scenă, poate îți spui, dacă aș mai intra acum o dată, aș cânta și mai bine. Ați avut așa momente în care... Sunt momente, pentru că ai scăpat de emoții.
îți dai notă după ce ești din scenă. Tu singur îți dai notă. Vă dați note? Tot fiecare timpul, dată? De fiecare dată. Și îmi reproșez sau mă bucur în același timp. Hai, baniță, musteață, dea să ia, pornește o corăiască, că eu joc iutica, vântușă, nici nu ating pământul. Baniță, musteață, dea să ia, pornește o corăiască, că eu joc iutica, vântușă, nici nu ating pământul. Zi-i strip care, zi-i și zi-i jocul ăsta, dacă știi, dacă nu ia și-l învață, cât s-a prinde inim viață. Zi-i strip care, zi-i și zi-i jocul ăsta, dacă știi, dacă nu ia și-l învață, cât s-a prinde inim viață. Zi-i cu scripta ta și nouă, după noruchi-n două. Hai, două mere și trei pere și boțele cu pinjeli, asară v-am luat din noi și-am uvat rup la calcăi. Două mere și trei pere și boțele cu pinjeli, asară v-am luat din noi și-am uvat rup la calcăi. Să-i scriu care-i tropa trop, Catrinșoara să-mi o joc, Catrința și poalili și la gât margelili. Să-i scriu care-i tropa trop, Catrinșoara să-mi o joc, Catrința și poalili și la gât margelili. Cam unii draga pitrieșii și-o cânta cât pentru țieșii. Dumneavoastră v-ați lansat în perioada în care la postul de televiziune se vedeau doar o oră, două de emisie pe zi. Și muzica populară era sâmbătă și duminica. Și muzica populară era sâmbătă și duminica și acolo ajungeau doar cei care merită cu adevărat. Acolo ajungea cine trebuia să ajungă, era o sâtă foarte deasă. A fost un noroc totuși? Cred că da, da, asta e de la Dumnezeu. Au fost specialiști care au văzut și că trebuiau și tineri, nu numai cei consacrați, exact, că trebuia să pregătească și generația următoare. Da, da, cântam un minut jumate, două și făceam 7 ore la București până la București sau 9, depinde cât transportul, nu mai era ca acum, mergi mai repede, era mai greu. Și uneori nici nu mâncam, beam apă de la cișmea din Gara de Nord. Un recital care se făcea într-o emisiune, sâmbăta, era de 4 cântece și am beneficiat de mai multe recitaluri. Prima dată ați mers la radio? Da, prima dată trebuie să fac înregistrări la radio, cu care înregistrările de la radio au trebuit să le folosesc la televiziune. Da, Radio București. De asta și eu când i-am cunoscut pe Orchestra Mugurel și pe Ioan Dascăl, drumul a fost mai ușor, orchestra fiind pe loc, nu mai erau cheltuielile pe care eu le-am făcut la București cu electricorduri și cu transportul și cu cazarea orchestrei. Mi-amintesc cu plăcere și de fiertat Petrică Sârbu, el a fost la butoane și cu atâta calm. Ce am observat și un lucru care m-a determinat de fiecare dată să mă întorc cu plăcere în Chișinău. Relația între orchestră, dirijor și maestru de sunet. În momentul în care tu erai, tu trebuia să cânți la microfon, îți spunea cât să cânți, cum să, cât de aproape sau de departe, cât de tare, cât de încet. Te întreabă dacă te simți bine, dacă îți trebuie încălzire, dacă nu știu. O atitudine de interes față de interpret. M-a vrăjit, m-a cucerit. Și am realizat de atunci foarte multe și poate am fost un exemplu și pentru ceilalți interpreți, exact, din țară, care au venit în număr foarte mare. Dar trebuie felicitate toate orchestrele, pentru că toate sunt foarte bune. Unii mai buni decât alții și inginerii de sunet. Ne bucurăm de înregistrări foarte frumoase. Nu toate cântecele ajung să le cunoască și să le îndrăgească toată lumea, dar ele sunt foarte bine realizate. Din punct de vedere al sunetului, al orchestrei, al dozajului între cât de mult trebuie să se audă vocea interpretului cu cea a orchestrei. Da. Iată, dacă spuneți despre șlagăre, cred că aici și basarabenii o să-mi dea dreptate, pentru că spui zi, Vasile, zi, spui Margareta Clipa. M-o trimăs mamuca în sat să joc cu badea Ignat, că-i din neam bun și bogat mai șarai. Cine-mi place, nu știu mama și-mi-a face, acasă când mă-i întoarce. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Zi, Vasile, zi, tot așa soție, că așa-i place inimii măi. Zi, Vasile, tu, că mu-i amu, și-mi-ești drag ca suflet.
Nici să-ți ține că-i frumos, dar s-a mână cu bot gros, măi. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Că nu-i frumos și ni să ține, dar-i frumos că-i stăchine, ia ca une, ia ca mine. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ți-i vasliță-i, tot așa soță-i, că așa-mi place inimii, măi. Ți-i vasele tu, ca măi amor, și ești drag ca sufletul. Este un cântec care mă recomandă, da, și care m-a scos în lume pentru prima dată. Prima variantă este făcută cu un grup de la Orchestra Folclor, dirijat de Anatol Golomoz. Când am făcut primele înregistrări cu maestru Nicolae Bodgros de pe acest CD, l-a reorchestrat și l-a făcut și cu Orchestra Lăutare. Și cum a apărut această piesă? M-a cucerit la o nuntă și o cânta toată lumea, toți muzicanții o cântau. Și atunci eram atât de atentă la tot ce se cântă. Eu culegeam, atunci mergeam pe sate, culegeam de la lăutar, de la... Și mi-a plăcut cum se dansează. L-am simțit atunci că el va fi un cântec care va ajunge ușor la sufletul omului. Așa și s-a întâmplat. Să aibă cam vreo 25 de ani. Știi, mamu, când n-am pacat, când nu-mi place de egnat, cât n-ar și el de bogat, măi. Și rai, 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 rai. Mie-mi place de vasăle, și-am să trăiesc cu el ghine, cât pe lume mai am zile. Și rai, 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 rai. Ți-i vasăle, e tot așa soție, așa-i place inimii, măi. Ți-i vasile tu, ca măi amu, și ești drag ca sufletul. Ți-i vasile ție, tot așa soție, așa-i place inimii, măi. Ți-i vasile tu, cât de măi amu, și ești drag ca sufletul. Dacă vorbeați despre cele mai recente realizări, aici avem un album intitulat Pentru joc și voie bună. Da. Cel mai recent album din cariera Margaretei Clipa, înregistrat cu maestrul Mihai Mihalacheae și orchestra Busuioc Moldovenesc, da, tot aici, la Chișinău. Da. Vreau să ne destăinuiți câteva detalii din această colaborare. Pentru că discutam în perioada în care ați lucrat la album cu maestru și tot îmi spunea că Margareta mi-a adus atâtea piese, că avem de unde alege, că e așa, că e așa, că suntem în permanent la telefon. Eu l-am căutat să fac un album cu un bucovinean. Pe noi ne desparte un hotar și câțiva kilometri, vreo 40 de kilometri satele noastre. Suntem de vârste apropiate. El, în calitatea lui de dirijor, a avut o copilărie aproape de tatălui, care a fost lăutar, român, lăutar. Și a fost pus de mic să cânte și poate că nu i-a fost ușor. De ce spun? Pentru că eu am asistat, copilă fiind, la aceste evenimente despre care vorbeam și mi-au rămas în minte niște aspecte și lucruri care n-au fost valorificate. Așa am văzut eu când plecau flăcăi la armată, plecau cu cufărul și ei, noaptea, înainte de a pleca, să făcea balul lor. Dar ei, când se întorceau acasă în grup, cântau pe stradă, pe ulițele satului. Cântau șai la el, da, șai la el, da. În România nu se fac acele abateri de la tema cântecului, unui cântec, propriu-zis. Aici, în Basarabia, se face, se înfrumusețează cântecul. Și am avut posibilitatea să pun în valoare acel șai-lai-la, șai-lai-lai-la, șai-lai-la, pe o abatere. Lucru care nu l-a mai făcut nimeni, dar poate că nici nu l-a simțit și poate că nici nu l-a văzut. Eu l-am văzut cât am fost copil. Eu l-am urmărit pe Mihai mult și am zis, vreau să cânt cu un, cu un basarabean, dar care a trăit în nordul Bucovinei. O să mai fac lucruri frumoase cu el, dar trebuie să mă țin de el.
Da. Îi creează foarte știu frumos. Că, da. Mi-a și dat o sârbă foarte frumoasă cu omul gospodar. Și tot cu o ritmică, cu un ritm cu greu de făcut text. Dar l-am făcut. Dar l-ați făcut. Cu omul gospodar, ai bea câte un pahar, da, mergi la cășmărar, măi. Da și inii băutor, rămâne și dator, și acasă podui gol, măi. Cu omul gospodar, ai bea câte un pahar, da, mergi la cășmărar, măi. Da și inii băutor, rămâne și dator, și acasă podui gol, măi. Cu bărbatul băutor, măi, nu faci pâine în cuptor, măi. Da, cu așel de gospodar, măi, of, 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 of. Bărbatul și bărbat și bun de însurat, nu-i chicât cu șmag din cap, măi. Femeia și femei mai poartă la bruchei pe bărbat dracu să iei. Bărbatul și bărbat și bun de însurat, nu-i chicât cu șmag din cap, măi. Femeia și femei mai poartă la bruchei pe bărbat dracu să iei. Și câți bani nu i-ar aduși, el vrajăște și-l duși. De la dulci s-a rutat, măi, of, 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 of. Ori în rai, ori la păcat, măi. Dar este adevărat că tata v-a dat bani pentru primul casetofon? Da, 3200 a costat, cât o vacă. Cât o bacă. L-am râșit când era vorba de bani, trebuia să mă țin de capul lui, să-l pup, să-l strâng, să vin o leacă în curaj, să mă țin vreo săptămână. Și vorbea cu mama în casă, asta iar îmi cere bani, așa nu știu ce vrea. Uite, uite asta, așa, mi-am luat așa un casetofon mare. Și știa, așa umblam, așa umblam. Care era problema? Dar aveam casetofon. Și mergeați să culegeți folclor, da, de la bătrânii satului? Da, da, la fanfare. Mergeam la tot ce, unde auzeam muzică, eu eram acolo. Nu conta nuntă sau eu eram la început, eu eram flămândă. Eu trebuia să-i aduc maestrului George culegeri din care să le selectăm, să le îmbunătățim și să apar cu ele pe scenă. Spuneți dumneavoastră că eu nu cred în talentul care se moștenește de la părinți sau... Talentul ți-l dă Dumnezeu. Și ori îl ai, da, ori nu-l ai. Dumnezeu dă la fiecare câte ceva, numai nu la fel și nu odată. Și nu odată. Și dacă nu ești conștient și te culci pe ureche, înseamnă că vei deveni egoist, rău, răzbunător, pentru că te afli întâmplător în ceea ce faci și te compari cu cei mai buni. Greșit. Fă ceva. Ce te recomandă? Arma fiecărui interpret este succesul. Vorbele de ocară nu ajută la nimic, decât la inimă. Drumul meu este așa ca la o mașină care trece și în stânga, în dreapta, latră câine. Dar eu merg mai departe. Chiar dacă spuneți în cânte câte vorbe am însat, încă nu le-am numărat? Da. Nici n-ați le număr niciodată. Vă vedeți de drum, nu reacționați. Sau... Mă afectează, dar nu mă arăt, pentru că aceste vorbe nu vin de la cei care sunt pe aceeași treaptă cu mine. N-au muncit cât am muncit eu, n-au adunat, n-au scotocit, n-au scos la lumină lucruri adevărate. A face succes făcând compromisuri nu-i de lungă durată. Succesul e de o viață, îl construiești. E ca și o pânză. Înainte se punea în pământ cânepă, se ducea la murat, creștea, se ducea la murat, omelițai, otorșei, urăjilai și făceai pânză. Această cămașă așa este făcută, că e din pânză de cânepă.
Eu am zolit la pânza de cânepă, deci eu am prins și aceste etape ale vieții. Și știu foarte bine și prețuiesc foarte mult munca femeilor de la țară care își făceau costumele noaptea la lampă, fără să știe vecinele, și ieșeau la cele mai importante zile, la biserică, de Paști, de Crăciun, de Anul Nou. Acolo își arătau maestria și valoarea. Sunt foarte fericită că am găsit printre costumele după care eu tot umblu această minunată cămașă, care nu știu câți ani are, dar eu am găsit una similară doar la muzeu. Dumnezeu m-a trimis acolo într-o zi ca să o găsesc expusă undeva sus, unde se vindeau cămăși, la mănăstirii la Voroneț, că așa mă mai duc și mă mai încălzesc, îmi încălzesc sufletul cu ce-o mai rămas, pentru că gata, nu se mai fac. O definiție a portului popular românesc de la Margareta Clipa? Costumul popular din cap până în picioare înseamnă cam ceea ce înseamnă pentru un preot când se îmbracă și intră în biserică, în altar. Când îmbrac costumul popular, înseamnă că aici este toată mintea și creația țăranului român. Și dacă de multe ori când stai de vorbă cu un țăran, cu lumea satului, cei din lumea satului, într-o frază găsești cam cât găsești într-o carte dacă citești într-o zi sau două. Înțelepciunea țăranului, curățenia sufletului și credința lui. Pentru că de fiecare dată țăranul când începe o treabă spune: Doamne, ajută într-un ceas bun. Așa face și Margareta Clipa. Tot timpul. Lucrurile astea eu nu le arăt, dar le simt. Miroasă tămâie aici. Amir. Dar știi de ce, da? Pentru că sunt mirite. Nu putem să mergem mai departe fără ajutorul lui Dumnezeu și fără credință în Dumnezeu și în tot ceea ce facem, că toate vin de acolo. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați umplut sufletul și inima de bucurie că am realizat aici, în Basarabia, ceea ce n-am realizat în România, cu orchestrele din România, și vă prețuiesc din toată inima pentru seriozitatea, pentru disciplina și pentru tot ce ați făcut pentru neamul nostru românesc. Cât îi las, măi, of, of, măi, dorul-i, măi.